Prim vicepreședintele PDL Arad Adrian Țole a criticat guvernul Ponta pentru introducerea taxei de 7 eurocenți pe litrul pe combustibil, taxă care nu doar că nu a dus la creșterea veniturilor bugetare, dar a încurajat și evaziunea fiscală. Mediul privat se simte hăituit, amenințat și caută scăpări pentru a nu plăti taxele și impozitele. Merge către zona gri, poate că marii transportatori alimentează din țări vecine, cum ar fi Ungaria sau Bulgaria, și ceea ce e rău pentru noi, încasările la buget au scăzut. În loc să crească cu 900 de milioane cât era previzionat, avem un minus de 800 de milioane de lei la buget pe luna mai. Reprezentantul democrat liberalilor arădeni a criticat și măsurile luate de executiv pentru acoperirea găurilor cauzate la buget de această colectare defectuoasă. Evident, ca măsură pe care noi nu o apreciem, guvernul Ponta, guvernul PSD a tăiat investițiile, de la bugetul de stat, care au scăzut cu aproape jumătate față de cât erau în anul 2013, și s-au redus și investițiile din fonduri europene, pentru că și încasările din aceste fonduri europene au scăzut cu 400 de milioane de lei în aceste luni. Adrian Țole a mai arătat că în acest context este de neconceput faptul că au crescut cu peste 400 de milioane de lei cheltuielile cu salariile și cu peste 1 miliard de lei cele cu asistența socială față de aceeași perioadă a anului 2013.